În legătură cu noi este domnul Sergiu Gaibu, coordonator expert grup și analist economic. Domnule Gaibu, bună seara! Bună seara! Cea mai mare problemă legată de acest lockdown, despre care deja de câteva zile se vorbește în Republica Moldova, este că va fi afectată foarte mult economia. Și evident, oamenii se tem să nu rămână, să nu moară de foame, da? În condițiile în care trebuie să alegi să mori ori de una, ori de alta, preferă să nu moară de foame. Cât de grav ne poate afecta economic acest lockdown? E atât de grav că am putea într-adevăr să rămânem, să murim de foame dacă se întâmplă? Să-l introducă. Foarte bună întrebare și întrebarea aceasta este analizată foarte intens și în celelalte țări, cum ar fi Marea Britanie, India face de asemenea câteva scenarii în această privință. Nu este ușor de calculat, fiindcă aceste fenomene se întâmplă relativ rar. Noi, ca referință, avem acea perioadă de carantină care am avut-o anul trecut și dacă să analizăm datele de anul trecut, noi vedem că economia deja la sfârșitul 2019 a intrat în stagnare și noi, trimestrul 4-2019, trimestrul 1-2020, avem o creștere de doar 0,32% și 0,39% respectiv, deci noi avem o stagnare și în trimestrul 2, când a fost instituit acest lockdown, s-a înregistrat o scădere de 14%. Noi avem și efectul secetei, dar acesta mai curând a avut impact în trimestrul 3. Respectiv, putem să considerăm că minimum a fost impactul în trimestrul 2. De asemenea, avem lockdown și în România, care este partenerul cheie. Noi avem 25% de export în România și prin România se face export și în celelalte țări ale Uniunii Europene, care totalizează aproape 70%. Deci trebuie să luăm în considerare și acest factor. Dacă luăm, iată, calcule din acest trimestrul 2 și încercăm să facem o estimare, atunci ar fi că acele două luni pe noi ne-a costat circa 7 miliarde, între 7 miliarde până la cel mult 8 miliarde jumătate, deci circa 0,39 până la 1 miliard de lei pe săptămână. Dacă considerăm că lockdown-ul, adică efectul acesta este datorat strict lockdown-ului, dacă luăm în considerație că și România a intrat în lockdown, noi respectiv garantat am avut anumite pierderi, putem să avem cifre mai optimiste. Probabil ar fi de 0,7-0,8 miliarde pe săptămână. Bugetul de stat nu suferă direct din toată suma, fiindcă aici este vorba de toată economia, deci bugetul de stat e circa o treime din produsul intern brut, mai mult sau mai puțin, respectiv ar fi de 0,3 până la 0,35 miliarde de lei pe săptămână. Evident că depinde foarte mult de măsurile, care măsuri vor fi instituite și aici trebuie să fim foarte atenți. Trebuie să discutăm într-adevăr cu epidemiologii care cunosc foarte bine cum se răspândește virusul. Am auzit idei ca să fie verificat și tractoriștri pe deal. Evident, lucrul acesta cred că este absolut inutil. Trebuie să lăsăm agricultura să lucreze. Trebuie să ne focusăm într-adevăr la spațiile închise, la cele activități care sunt nenecesare, necritice pentru economie și în dependență de formula de restrângere care va fi luată, doar atunci putem calcula mai corect și mai rațional, iată, aceste pierderi. De aceea sunt critice stabilirea unui scenariu, sau câteva scenarii, chiar aș spune, de stopare, începând de la cele mai problematice zone, spațiile, eu bănuiesc, epidemiologii trebuie să spună, spațiile închise, transportul public, cum lucrăm cu transportul public și așa mai departe, astfel încât să fie maxim efect asupra sau de stoparea pandemiei și în același timp minimum asupra economiei. Și aici trebuie să mai menționez un lucru, că apar noi tulpini. Noi trebuie să începem să ne învățăm să creăm o economie în simbioză sau ținând cont de faptul că COVID va continua. Și noi trebuie să avem măsuri de durată, nu doar de acum din lockdown. Da? Putem să avem o carantină, dar trebuie să avem și măsuri de durată. Iată aici vreau să vă întreb. Noi avem un an, deci pentru noi deja COVID nu mai este o noutate. Un an de zile trăim cu acest COVID. În acest an de zile, acest stat a încercat cumva să ajute economia să adapteze, știind că asta va dura mult timp. E clar, sistemul educațional nu a fost pregătit. Noi și astăzi avem profesori care nu știu cum se pornește Zoom-ul. Din păcate, avem
na, nu am știut un an de zile, deși înțelegeam că periodic o să ajungem la lecțiile online, să punem pe roate bine acest sistem ca să funcționeze de educație online. Dar în economie, un an de zile am avut ca să ne pregătim cât de cât. Economia cât de cât s-a adaptat la această, mă rog, viață în carantină? Economia se adaptează. E inevitabil, însăși, agenții economici încearcă să găsească soluții în condițiile respective. Și dar statul îi ajută? Dar de fapt, se întâmplă fără stat. Am să dau aici un exemplu foarte greitor. Este vorba de un chestionar care a fost efectuat de către Banca Mondială în octombrie-noiembrie anul trecut. Și în rezultatul chestionarului s-a demonstrat că doar 6% din întreprinderile chestionate au primit sau urmau să primească asistență financiară, 22% au primit refuz, deci de 4 ori mai mult, este o cifră îngrijorătoare, 30% nu cunoșteau despre programele de asistență ale guvernului. Noi, în lista de țări, suntem printre ultimii în ceea ce privește asistența pe care a acordat-o statul agenților economici. Și vreau să spun că în aceste condiții, economia națională încă nu a avut acel mai rău rezultat. Ce măsuri trebuie întreprinse de urgență, intervenții pe economie? Unde credeți că e nevoie să fie introduse restricții în domeniul economiei? Și ce poate face statul ca să ajute tocmai aceste ramuri ale economiei care vor fi cel mai mult afectate? Aici trebuie să pornim de la acele măsuri, fiindcă primul pas este ca să, din păcate, am radat într-adevăr un an de zile de monitorizare detaliată pe zile, cum se propagă infecția, unde sunt zonele de risc, care măsuri au dat efect sau nu au dat efect. Din păcate, date statistice nu prea există la aceste subiecte, dar primul pas este ca epidemiologii să spună care sunt focarele cheie, sursele cheie și să gândească un concept de stopare acestor răspândirii virusului, după care să fie gândite măsurile administrative pentru ca să fie ranforsate, fortificate aceste stoparea acestui difuzări a virusului și în baza acestor măsuri care vor fi luate administrative pentru stopare, respectiv să fie calculate impactul asupra agenților economici și gândite măsuri economice deja pentru ca să compenseze acele pierderi rezultate din măsurile administrative. Am înțeles. Deci nu putem să mergem cu măsuri economice înainte ca să concepem acele scenarii. De aceea sunt necesare acele scenarii. Înțeleg. Când se fac scenarii, de la bun început se creează și acele măsuri economice pentru fiecare din aceste scenarii. Exact, despre asta vorbeam înainte, că noi nu avem niște scenarii scrise pe hârtie. Poate undeva în capitele cuiva ele sunt, dar noi nu le-am văzut pe hârtie. Ultima întrebare. Aceste măsuri care trebuie luate, pot fi luate de actualul guvern? Ce încurcă actualul guvern, care este așa cum este, să întreprindă anumite măsuri minime? Instituțiile statului trebuie să lucreze independent de situația politică și acele conflicte care există la nivel politic. O criză politică, în mod normal, nu trebuie să afecteze cum funcționează instituțiile statului, instituțiile medicale, agențiile publice și așa mai departe. Din păcate, noi atestăm la o altă situație. Din practica chiar economică, în cadrul organizațiilor din sectorul privat, atunci când un segment sau un nivel oarecare este incapabil să ia decizie, această decizie se escaladează la nivelul superior. Mie mi-e straniu că nu există așa mecanisme deja bine gândite. La noi se pare că și guvernanța este incorrect setată și de aceea și avem astfel de blocaje. Lucrul acesta nu trebuie să se întâmple. Am înțeles. Da, întrebați mult... dacă totuși poate un guvern exercițiu. Întrebați. Eu aș avea o întrebare, domn Gărbă. Un guvern exercițiu, cum este al nostru, ar putea lua măsurile despre care vorbeați dumneavoastră de susținerea economiei, chiar în situația care este astăzi, la data de cât suntem noi astăzi? 16 martie. Tehnic, ei au angajații care trebuiau până acum să facă, de fapt, analiză. Scenariile deja trebuiau să fie făcute în cadrul direcțiilor, departamentelor, secțiilor, ministerilor respective, să fie acumulate date, scenariile să fie gândite și respectiv puse în aplicare. Nu văd o problemă la acest capitol. Dacă nu au puternicirea directă de a lua decizii, se escaladează la nivelul superior. Mulțumim mult, domnul Gaibu, pentru intervenție. Să aveți o seară frumoasă!